morire, da noi tre cibi. Andiamo a morire se arruta. La testa se arruta. Mai țineți minte? Mi-am schimbat odată locația de sus, din grupa aia mică, mi-am schimbat locația jos și atunci mi-a venit o idee ca să vă orientez cumva pașii către grupa potrivită, către grupa nouă și mi-am făcut pași așa pe care am scris atunci prietenii lui sus și a spus frumos să veniți. Și m-am bucurat de fiecare dată când ați venit. Și la fel am făcut așa. Eu nu sunt bună la speech, nu mai ales acum, dar vreau să vă zic că cu Patricia am vorbit odată și ea mi-a produs asta să îmi facă în minte o întâlnire din asta, că am întâlnit deja 10 ani de când nu m-am mai întâlnit așa oficial ca și grupă. Așa. Nu, era data trecută aia că te scuzi, aia. George a dus. Dar acum am formula completă, mă bucur și la mulți ani nouă. Și un băiat care vrea să ne ajute să ne însoțească într-o plăciune, să binecuvânteze seara asta pe noi, pe fiecare Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne spun de ceva. Mulțumesc! Onisim! Mulțumim, Onisim! Mată de lemn. Îți mulțumesc, Doamne, că atunci când te întâlnim doi sau trei inimă la Tău, Doamne, ești și prezent aici, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești prezent aici, Doamne, mai lente, Doamne, ca noi să ne gândim. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei binecuvânta, Doamne, masa, Doamne, părtășia dintre noi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu, Doamne, cu Tu ești lucrător, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai binecuvântat mai mult decât ne-am imaginat, Doamne. Dacă este cineva întristat aici, Doamne, Tu te rog ca să îl mărbi, Doamne, pe Duhul Tău și Sfânt, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne-ai dat pe Tău, Doamne, și fie ca tine pe Cuvântat, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru învățătorii noștri, Doamne, pe rog, Tu să le binecuvânteze, Doamne, cu sănătate, Doamne, cu binecuvântările cerului, Doamne, și ale pământului, Doamne, te rog, te rogească sufletul lor, Doamne, în fiecare zi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru prietenii noștri, Doamne, care sunt aici, Doamne, că Tu le binecuvântezi familiile, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că vei rămâne cu noi în continuare, Doamne. Te rugăm, Doamne, ca să rămâi cu noi și să fie mâna Ta cea bună peste noi, Doamne, în fiecare zi, Doamne. Amin. În fiecare zi, Doamne, Tu ai fost cu noi și ne-ai binecuvântat, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ne asculti pe cine, Doamne. Amin. Amin. Poți de cum i-am la BTR. Mă dacă apoi, Doamne. Bun. Sunt diverse sortimente. Le deschidem și servim care cum. Eu zic Kinder cu sunarea seara, dar oricum. Dacă te schimb, știi? Aia, e cu verdețul pentru care am venit la urmă. Vreau să mai întreb ceva. Ați văzut parfumul ăsta? Nu. După ce mâncați, vă reacuteți aminte că deschideți oameni și pe care.
și bravo, designer, n-a fost iar de radiologie, masterul și lucrez. Și urmează să mă duc. Iuhuu! Farmacie? Da, lucrez acum. Ai nota Mihai. Nu iau că lucrez. Asta e cea mai importantă, așa că l-am trebuit. Da. M-am căsătorit și urmează să avem cum de fi. În ultimii 10 ani am terminat școala, am făcut anumite cursuri de perfecționare și în prezent lucrez la un salon de perfecționare. Super! Super! Da, mie! Super! De cât timp? 6. Ia mă, 4. Bravo, da. Bravo, ha, găsit. Da, da. Eu fac cu domnul noi anul ăsta cu Stachia. Pe 5 ani? 6 ani. 6 ani. Stomatologie. 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 Zi dacă te ajută! Au fă la ce-i interesat pe ei! Am facultate de management, wow. Ca și stilist. Și acum mă lucrez. Da, și m-am găsit dorit și sunt și într-o lună o să am un bebe. Nu crește cumva! Îi soțul! Îi prezent aici cu noi! Va studia la Moscova, e clar. Da. La San Petersburg, da. Ce o să ai mântea în Moscova? Ok, da, eu în 10 ani, da, am terminat și eu școala de asistență medicală. Cred că era terminată când... Cred că era terminată. Da. Ce, când ai? Unde din 12 atunci? Da, m-am măritat. Chiar nu am nicio poză cu voi la nunta noastră. Acum... Nu știu cum am arătat... Am în Biblie, am descoperit în Biblie săptămâna asta poza de la nuntă de la Moni cu frânțăr cu ăsta de... Dar nu știu dacă ne-am făcut la nuntă la poză. Păi asta zic că nu știu cum am arătat. Unde-i dat? Unde-i dat? Astea două realizări le-am, pe Dan și pe Lois. 50 ani. Yeah.
da. Eu le-a fost calegi, în 10 ani am făcut 2 copii frumoși. Ai terminat? Eu am terminat în școală atunci. Da? Da. Pe 10 ani 2 copii. Și lucrezi, da? Acum sunt profesoară. Da, sunt profesor psihopedagog la Copicul de Vicență. Am învățat 10 ani. 10 ani, cea mai mare realizare a mea e Bianca. Cea mai mare realizare, am terminat școala de automatică și calculatoare, lucrez în IT, aplicațiile mobile, sisteme web mai exact, și sunt învățător la grupa de copii de aproape un an. Care-i grupa de Ola! Ce lecție? Ola zic cea mai mare realizare, am luat bani! Noi oamenii am terminat și o facultatea de tehnologia informației. A dat permisul? Da, mă. Am un nus milionar, că sunt IT. Dar am tot, de ce? Nu merge la lucru pentru bani. Da. Fac o muncă de plăcere. Pentru seriale, mele era. Am un... Dacă domnul ne dă piere, da, o muie lângă mine. Și cam atât am pauze și ce altceva. Asta-i din volete, la George a pierdut. În ultimii 10 ani și-am terminat o școală. Am terminat TCM-ul, tehnologia de construcțiilor de mașini. Am lucrat de ani cu tine în domeniul de proiectare, auto, sistem automatizare de figură, caracterie. Și în ultimul an lucrez în tot așa pe partea de inginerie mecanică în domeniul de proiectare medicală. Facem un exoschelet medical pentru oamenii paralizați, un startup din Oradea. Și încercăm să dezvoltăm un produs care să fie cam atât. Și acum sunt ultimul an de master. Și prelungirea specializării. Da, și urmează să mă căsătoresc. Formăm o ligă împreună. Se anumă nu te de parte la 8. Ok, eu am terminat liceul, am lucrat o perioadă ca și agent de utilizare, apoi pizzer. Da, o pizza și am întors la Refuge Job, din nou agent. Thank you.